Suntem tot în perioada începuturilor bisericii, pe măsură ce răsfoim capitolele 6 și 7 din Cartea Faptele Apostolilor. Zilele și anii aceia, când se așeza și se stabiliza ceea ce avea să devină biserica creștină, au constituit o perioadă unică, plină de evenimente extraordinare, care îl arătau pe Dumnezeu lucrând și veghind la creșterea poporului său, astfel încât acesta dovedea tot mai multă putere pentru că învățau să se bizuie pe Duhul Sfânt. Biserica ajunsese să numere, se pare, vreo 25.000 de credincioși. Pentru o vreme, ei au conviețuit într-o formulă comunitară, dar și-au dat curând seama că aveau nevoie și de organizare administrativă ca să rezolve problemele curente. Pe de altă parte, apostolii erau supra-solicitați, implicați atât în slujirea administrativă cât și în cea didactică, spirituală. Așa încât bătrânii și învățătorii bisericii au desemnat o serie de 7 bărbați pentru o formă nouă de slujire, ca diaconi, însărcinați cu administrarea corectă a problemelor curente. Oamenii aceștia trebuiau să fie ireproșabili și plini de Duhul Sfânt și mai trebuiau să aibă înțelepciune practică, adică nu doar să observe nevoile, ci să identifice și soluții, propunând rezolvarea acestora din perspectivă duhovnicească. Ștefan a fost un exemplu perfect al unui asemenea om. Înțelept, cinstit, evlavios, devotat, Ștefan era plin de credință, atât cea mântuitoare cât și cea slujitoare. Și nu doar că își îndeplinea cu brio responsabilitățile administrative, dar era și puternic în scripturi, ca să nu mai spunem că i se dăduse și darul semnelor și minunilor, pe care le exercita însă cu smerenie și îndeplină dependență și ascultare de autoritatea lui Dumnezeu. Era un timp când cuvântul lui Dumnezeu se răspândea rapid și cu putere și mulți oameni răspundeau prin credință, inclusiv o mulțime de preoți dintre cei ce slujiseră la templu. Toată această mișcare spirituală de amploare a provocat tulburare și îngrijorare printre liderii religioși. Nu le plăcea absolut deloc ce se întâmpla. Așa că, după cum ne-am obișnuit, vom constata că vor reacționa rapid și cu duritate. Pentru că era un martor și un propovăduitor puternic al Evangheliei, Ștefan a intrat în vizorul împotrivitorilor. Abordându-l și înfruntându-l, ei au încercat să-i răstălmăcească întâi vorbele și să-l amuțească prin argumente, dar n-au avut sorți de izbândă în fața înțelepciunii și puterii spirituale ale lui Ștefan. Așa că au trebuit să recurgă la ticăloșii, plătind martori mincinoși care să susțină acuzațiile lor înaintea Sinedriului. Astfel că Ștefan a fost somat să răspundă. Și cum stătea el în picioare înaintea lor, toți au putut să vadă strălucirea minunată a feței sale care arăta ca a unui înger. În cuvântarea sa, n-a făcut niciun efort să se disculpe și le-a arătat cum Israel se împotrivise și se răzvrătise sistematic, opunându-se lui Dumnezeu. Și a continuat cu îndrăzneală, acuzând Sinedriul de complot, trădare și crimă față de Isus. Ceea ce bineînțeles că n-a făcut decât să le crească înverșunarea, având în vedere ura lor față de orice le amintea de Isus. Cum se va termina acest episod și cu ce învățăminte, aflăm data viitoare.